Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD, un adevărat pilon de rezistență și de promovare a valorilor naționale, și-a sărbătorit cea de-a 65-a aniversare. Evenimentul a avut loc în cadrul unei conferințe științifice internaționale ce a debutat la Academia de Științe a Moldovei. Filologia modernă, realizări și perspective în context european este genericul ediției a 16-a a conferinței științifice internaționale ce a debutat la Academia de Științe a Moldovei și va culmina sâmbătă la Centrul de Studii Filologice Eugeniu Coșeriu de la USM. Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu HD-ul a fost creat în anul 1958. Și conferința din 88, unde s-a luat decizia de revenire la alfabetul latin. Tot institutul nostru a organizat-o. Pe urmă, scrisoarea celor 66, care majoritatea acolo sunt angajați în institutului. Deciziile din 94 și 96 ale Academiei, privind denumirea corectă a limbii noastre, limba română, tot din inițiativa institutului. În timp s-au scris monografii valoroase, s-a lucrat la proiecte științifice importante, s-au adus contribuții prețioase în domeniul cercetării filologice. Cercetătorii continuă să elaboreze lucrări de referință. Atât în istoria limbii, cât și dialectologie, graiuri, în domeniul literaturii, folclorului. Eu, de exemplu, lucrez la editarea și cercetarea textelor vechi. Lucrăm acum la un dicționar al scriitorilor români din Basarabia. Este o activitate amplă, o echipă care este antrenată foarte intens într-o activitate de cercetare. Institutul a activat sub egida Academiei de Științe a Ministerului Educației, iar vara trecută a fost absorbit de USM. Da, de fapt, suntem în proces de tranziție. Sunt aspecte formale care țin de, știu eu, atribuirea unor structuri altor structuri. Cel mai important, acest colectiv al Institutului de Filologie și-a adus contribuții atât pe segmentul științific, pe de altă parte au contribuit fără îndoială la formarea unei culturi a comunicării în limba noastră maternă. Partenerii Institutului de Filologie Română, printre care și Moldova 1, au fost apreciați cu diplome de excelență.